Doamnelor și domnilor, bun găsit! Finalul de săptămână aduce în fața iubitorilor de sport și în special de fotbal o competiție sportivă mult așteptată. Este vorba de Cupa Adrian Șomlea, ajunsă la ediția cu numărul 9 și din acest motiv, aici în studioul OANTV, oficialii clubului Sportline Turda organizează o conferință de presă cu reprezentanții mass mediei. Așadar, din partea clubului Sportline Turda este prezent domnul Adrian Șomlea, președintele de onoare. Bun venit! Și domnul Dan Cecălăcean, vicepreședinte în cadrul aceluiași club. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Din partea presei. În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru că ne-ați onorat cu prezența la această conferință de presă. Școala de fotbal Adrian Șomlea și continuă programul de pregătire cu acest turneu și în acest an turneul care este organizat alinează la start pe lângă grupările din țară care le-am și publicat pe site-uri și o reprezentativă din Ungaria pentru prima dată în fotbalul Pitic. Vom avea în istoria fotbalului Pitic Turdean vom avea și o reprezentantă internațională, e vorba de Bekes Csaba OFC. Alături de celelalte participante care vor fi Universitatea Cluj, CFR Cluj 1907, Atletico Arad, Viitorul Zalău, Școala de Fotbal Rădăuți, Tâmpa Brașov, Kinder Târgu Mureș, Apollo Sân George de Mureș și, bineînțeles, Bekes Csaba UFC, alături de școala noastră de fotbal. Datorită stării vremii și a circulației, Dinamo București ne-a anunțat în cursul zilei de ieri că renunță la această deplasare, având în vedere că de duminică seara prognoza meteo este nefavorabilă. Turneul va fi structurat pe două categorii de vârstă, respectiv grupa 2002 și grupa 2004. Având în vedere numărul mare de echipe, am fost nevoiți să apelăm și la organizarea la sala de sport de la Mihai Viteazu. Cu concursul primăriei Mihai Viteazu mi s-a pus la dispoziție această sală pentru grupa 2004, unde vor avea loc meciurile de calificare. La sala din Turda, la George Barițiu, vor avea loc calificările sâmbătă pentru grupa 2002. Urmând ca duminică să desfășurăm pe parcursul întregii zile meciurile finale și clasamentul final ca să-l stabilim. Turneul are și o altă componentă, este un turneu care va fi dedicat în totalitate internaționalului Mihai Neșu. Printre invitații de onoare care au confirmat și care vor fi prezenți în sală, mai ales la festivitatea de premiere, se va număra și fostul internațional Danuț Lupu. Ceilalți internaționali pe care i-am convocat și care, din motive obiective, și-au declinat prezența, Miodrag Belodedici și Ion Andone, la fel, din motive obiective, nu pot să fie prezenți la festivitatea de premiere care va avea loc duminică. Aș dori să mulțumesc, în primul rând, și câtova sponsori care ne-au sprijinit pe parcursul organizării și pregătirea acestui turneu. Este vorba de compania de apă Ieș, Marele Alb, Cafe River Cluj, Europa Construct Grup Câmpia Turzii, Cofetăria Savarina Turda, Nissan 2000, CVL Construct Grup Turda. În mare, eu sper că v-am prezentat și v-am făcut o introducere în desfășurarea acestui turneu. Colegul Adrian Șomlea poate să vă ofere detaliile de turneu, dacă doriți. Că luați parte la această conferință de presă. După cum știți, în 11-12 februarie se va desfășura ediția nouă a Cupei Adrian Șomlea. Turneul, cum a spus și Dan, este structurat pe două categorii, câte 8 echipe la fiecare categorie. Noi sperăm să fie o reușită ca și anul trecut. Vă așteptăm la sală și să continuăm tradiția acestui turneu. Deci dacă aveți dumneavoastră ceva nelămuriri în legătură cu meciul, turneu sau... Dan. Anul acesta, având în vedere și, să zicem, întregile dificultăți economice care marchează toată societatea românească, primăria ne-a pus la dispoziție partea de cazare în internate, punându-ne la dispoziție internatele care sunt mai viabile, ca să zic așa, și ne permit cazarea, având în vedere că vârsta copilor este mică, maxim 11 ani, să zic, cei mai mari jucători vor fi. Și avem la dispoziție colegiul tehnic
fostul Chimie 3, avem Chimie 2 și mai avem la dispoziție grupul școlar agricol Turda pentru cazare. Deci ăsta a fost tot sprijinul administrației locale, ca să zic, până în momentul de față. Plus, bineînțeles, ne-am pus la dispoziție sala de sport cu tot ce presupune partea de organizare și structurare. Meci demonstrativ, va fi un meci de fete. Știți că la noi în club există și o grupă de fete. Vor juca un meci amical cu campioanele de la Cluj, Olimpia Cluj. Deci în ziua de duminică, înainte de final pentru locul 1. Deci ăsta va consta în această meci demonstrativ. Sport la întotdea fete, Olimpia Cluj fete. Ale școlii dumneavoastră. Deci noi de când am început, în august avem 2 ani de când am început prima mișcare cu copii. Zic eu, acum și dumneavoastră ați văzut, probabil, numărul copiilor este în creștere. Am reușit să îmbunătățim baza materială, microbuz, site și tot ce implică, deci tot ce trebuie pentru club. Echipele sunt clasate pe un loc destul de bun. Avem grupele astea mici care vin din urmă. Zic eu că se depune muncă intensă și rezultatele se văd. Și o să vedeți și la sală, dacă o să veniți, o să vedeți că în Turda sunt copii foarte talentați. Dar rămâne ca cei care trebuie să ocupe de ei, să le acorde o șansă, să-i îndrume, să-i sprijine. Și o să vedeți că în scurt timp o să apară talente și fotbaliști la Turda, dacă se continuă pe această linie. Cât despre principalele probleme pe care le întâmpinați în desfășurarea activității? Deci aici, sau ce vă doriți? Problemele principale sunt legate cele de natură financiară, pentru că clubul se dezvoltă efectiv piramidal, deci începând de jos, să zic, o piramidă răsturnată, fac o paranteză. Clubele se dezvoltă și în fiecare an se adaugă un număr de copii care deja sunt implicați în tot felul de competiții oficiale deja, unde costurile deja nu le putem, să zic, evita sau neglija. Și problema este problema de viitor. Deci fiecare an presupune că vom mai înainta cu o grupă, trebuie să mergem și cu celelalte grupe, deci costurile încep să crească vertiginos, ca să zic așa. Deocamdată, până la nivelul republicanilor A, noi am făcut un plan de bătaie, nu putem să ne negăm că nu o să reușim să ajungem cu grupele. Apare și aspectul legat de ce se va întâmpla cu juniorii în momentul în care vor termina inclusiv republicania. Aici avem mai multe planuri care deocamdată sunt destul de îndepărtate și ne permit până la momentul respectiv să ne mai pregătim și noi, mai ales financiar, presupun, pentru o asemenea problemă. Noi în fiecare an vrem să aducem ceva nou. Anul acesta, din păcate, starea vremii n-a fost de partea noastră și turneul de la Brașov este un turneu foarte mare, a fost amânat. Noi încercăm, acum depinde de ceva, să terminăm cu bine acest turneu, să fie o reușită și vă dați seama că după ce se termină turneul să ne gândim ce urmează să facem. Noi sperăm că împreună o să reușim și cu ajutorul dumneavoastră, pentru că presa este foarte importantă și în fotbal. Și împreună sper să reușim să facem lucruri frumoase la Turda. Pentru că, mai repet încă o dată, o să vedeți, sunt copii talentați. Și o să fie o sală plină, probabil, multă lume, copii, competiție, să fie frumos. Aș vrea să vin și eu cu o mică rectificare. Deci școala deja este destul de cunoscută, deci fără modestie, deci se poate observa și pe fluxurile de informații, pe site-uri. E destul de și accesată ca și vizitator și site-ul nostru și toate articolele care apar legate de școala noastră, plus că ne cunosc deja și celelalte școli și cluburi. Probabil că la anul va fi de altă natură organizată cu Adrian Șomnea, deci eu zic că 100% se va perpetua, pentru că pentru noi este și un examen de verificare al copiilor, al potențialului și al nivelului la care au ajuns. Nu-i numai o omagiere, ca să zic, a activității colegului nostru sau a unei personalități din fotbal. Și vis-a-vis de această problemă, probabil că la anul va fi efectiv
am dorit ca primele două turnee să fie ca și o prefață, un preambul, urmând ca să devenim și noi un turneu, exact, sper, bineînțeles și cu sprijinul altor factori locali, să devenim un turneu cum este la Brașov sau la Arad, sunt turnee foarte puternice pentru copii care, pe lângă impactul sportiv care l-au, au și un impact economic, pentru că delegațiile totdeauna sunt însoțite de părinți, de foarte mulți vizitatori și participanți la evenimentele respective. Deci am mai discutat problema asta și cu restul școlilor, că vrem să învățăm de la fiecare cum e organizat mai bine, încât noi să putem să luăm și noi ideile cele mai bune să le transpunem legat de școala noastră. Deci 100% turneele care le organizăm, repetez, și o probă de verificare, dar vor continua, inclusiv Cupa Junior, inclusiv ce am demarat cu școlile. Dorim să repetăm toată activitatea legată de fundalul turneu. Și vă răspund la această întrebare. În decembrie, multe echipe, adică echipele prin care sunt cele mai bune, erau angrenate în competiția Gheorghe Ola, Gheorghe Ene, care fazele finale se desfășurau în luna decembrie. Deci chiar dacă făceam în decembrie echipele cu nume, atunci erau vorba de Academia Hagi, CFR Cluj, Universitatea Dinamo. Deci oricum era greu ca să aducem. Regretul meu este că n-am reușit să-l aducem pe Gheorghe Hagi la Turda și Academia Hagi până în urmă cu 10 zile a fost că vine, dar motivația și zic eu că așa este starea vremii în partea aceea este și vă dați seama, copii de 7-8 până la 10 ani este cam greu să-i lași, dau 3 zile să plece și nu se știe ce se întâmplă. Dar competiția se va desfășura, cred că o să fie o reușită și tot copiii, cele din zona Universitatea Cluj, CFR, Viitorul Zalău, Kinder Târgu Mureș, Ștâmpa Brașov, Atletica Razi, eu că sunt cluburi cu tradiție și cu nume și o să fie benefic pentru copii. Ca idee, noi am dorit ca să avem la acest turneu, repet, am pus un accent deosebit și pe latura de competiție și de încercarea jucătorilor noștri. Deci ne-am dorit să fie o competiție la care să avem jocuri cu echipe cu care nu ne întâlnim. Deci e vorba de CFR, de aceea am evitat formarea grupelor să jucăm cu CFR și cu Cluj, care, pe lângă faptul că la ora actuală zic că avem o comportare foarte bună față de ei, în sensul că nu mai suntem ciuca bătrânilor, probabil am reușit să echilibrăm competiția cu clujenii, am dorit să jucăm cu echipă din alte zone ale țării ca să, efectiv, să testăm potențialul jucătorilor noștri și să vedem nivelul la care am ajuns.